Bine te-am regăsit, Constanța! Sunt Iulian Olaru, iar astăzi am pentru dumneavoastră o nouă istorie de la malul mării. Vorbim despre una dintre cele mai inedite peșteri din lume, o comoară științifică, peștera mobile. Și vă vine să credeți sau nu, se află chiar sub această placă de beton. Dacă vă întrebați în ce constă ineditul ei, ei bine, aflați că odată descoperită, conceptul despre originea și evoluția vieții a suferit schimbări radicale. Specii noi, necunoscute lumii științifice până atunci, au fost descoperite aici și nu numai atât. Peștera Movile adăpostește un adevărat ecosistem subteran ce nu depinde de energia solară. În 1986, într-un survol al litoralului din zona Mangaliei, Nicolae Ceaușescu remarca un perimetru de teren necultivat, caracterizat printr-o serie de ridicări de pământ, asemeni unor movile. Era inacceptabilă pentru regimul comunist de la vremea respectivă existența unei bucăți de pământ neexploatate. Însă pe această bucată de pământ nu creștea nimic, așa că se pune la cale un plan măreț pentru ridicarea unei termocentrale pe șisturi bituminoase ce urma să producă electricitate și căldură pentru tot litoralul românesc. Ca urmare a acestui lucru au fost trimiși geologii să investigheze dacă subsolul este suficient de solid pentru a putea să țină în picioare o clădire foarte grea, așa cum este o termocentrală. Și s-au săpat niște puțuri, s-au săpat niște fântâni pentru a se lua probe de calcar și a se vedea dacă roca este suficient de compactă și de solidă. Unul dintre aceste puțuri a fost săpat exact aici unde ne aflăm, până la adâncimea de 22 de metri și acolo a nimerit într-o cavitate naturală. Cristian Lascu, geolog speolog pe vremea aceea la Institutul Emil Racoviță din Capitală, a fost prima persoană care a explorat peștera. Acea cavitate naturală nu a surprins pe nimeni într-o primă fază. Surpriza cea mare avea să vină din interiorul peșterii. Tot platoul karstic din sudul Dobrogei este o zonă în care peșteri sunt de așteptat. Există la 4 km de noi peștera de la Limanu, o peșteră labirintică foarte interesantă. Deci nu a fost o mare surpriză. Noi ne așteptam să găsim aici o peșteră. Surpriza a fost să găsim o zonă în peșteră, etajul inferior, care este plin de apă, iar apa asta este sulfuroasă și conține metan. Asta a fost primul lucru, pe care Cristi l-a găsit și apoi a observat că în jurul lacului cu apă sulfuroasă există o grămadă de miriapode, păianjeni, crustacee. Și în momentul acela am venit și eu împreună cu Cristi ca biolog și am început studiul biologic al ecosistemului din peșteră. Surpriza, deci reacția a fost de surpriză la, ca urmare a faptului că am găsit în peșteră o comunitate biologică extrem de bogată și extrem de variată. În general, în peșteri, dacă ai noroc, găsești câteva exemplare de păianjen, de miriapode, poate un crustaceu, dar trebuie să cauți foarte mult și dacă ai noroc, găsești câteva exemplare după o zi de căutare. Aici, pe fiecare metru pătrat, vezi zeci de exemplare din diverse specii. Este o bogăție faunistică extraordinară față de orice altă peșteră din lume. Peștera de la Movile nu a fost deloc prietenoasă la început cu cei doi cercetători. Prima vizită a mea în peștera Movile a fost în momentul în care deja știam de la colegul Cristian Lascu, știam că există acolo apă, este apă sulfuroasă. Nu știam nimic despre cât de mare este etajul inferior, cel înecat al peșterii, adică partea subacvatică. Și ca urmare am venit cu echipament de scufundare în peșteră, așa cum este costumul de neopren, butelii, lumini și așa mai departe, fir ghid, ca să pot să și găsesc drumul de întoarcere spre suprafață. Și partea dificilă a fost căratul echipamentului până la lac. Galeriile sunt foarte înguste, trebuie să te târăști pe o distanță de circa 200 de metri, târând după tine butelile și tot echipamentul foarte greu. Odată intrat în apă, te răcorești puțin și începe să fie mai plăcut. Galeria submersă continuă pe o distanță de vreo 40 de metri și la un moment dat se îngustează așa de tare încât nu poți să continui explorarea. Dar surpriza a fost să găsim niște clopote de aer, niște cămăruțe închise
Și sigur că tentația în momentul în care ieși într-un clopot de aer este să scoți detentorul din gură și să continui să respiri din aerul de acolo. Norocul a făcut ca înainte de a explora peștera mobilă să fi citit mult despre alte peșteri subacvatice și să fi aflat că în anumite situații aerul din peșteri, mai ales în încăperi mici, nu este neapărat bun de respirat. Au fost cazuri în care scafandrii au murit după ce au tras câteva guri de aer. Și atunci am continuat să respirăm din detentor, lucru care s-a dovedit în final a fi o idee foarte bună. Am făcut analize de aer și am constatat că acolo aerul are doar 7% oxigen și cam de 100 de ori mai mult dioxid de carbon decât la suprafață. Deci probabil că n-am fi rezistat în acea atmosferă respirând doar din atmosferă, va trebui să respirăm în continuare din butelie. Încă de la primele explorări, cercetătorii au conștientizat valoarea peșterii. Impactul asupra lumii științifice este de fapt foarte mare, în sensul că avem un mod de hrănire printr-un fenomen diferit decât fotosinteza, și anume prin chemosinteză. Și avem un ecosistem care este bazat în exclusivitate pe acest mod de hrănire. Mai există și alte asemenea ecosisteme în jurul izvoarelor submarine, termale, dar astea sunt la adâncimi mari pe fundul oceanului. Deci peștera, din punctul ăsta de vedere, nu este un unicat, dar este singurul ecosistem subteran sau primul ecosistem subteran care funcționează în felul acesta. Un impact atât de mare încât peștera a atras atenția specialiștilor de la NASA. Biologii de la NASA au fost foarte interesați de subiectul ăsta datorită faptului că speranța de a găsi viață pe alte planete este destul de mică, dar dacă o găsim, ea s-ar putea să fie bazată nu pe fotosinteză, ci pe chemosinteză. Și cei care caută viață pe Marte, în ideea asta își orientează tot efortul de a încerca să găsească urme de viață în subteran, nu la suprafața planetei, acolo unde la ora actuală condițiile sunt foarte ostile. Colegul nostru Radu Popa, care a lucrat aici ani de zile, lucrează în momentul de față la Jet Propulsion Lab, unde se ocupă exact de problema de exobiologie, posibilitatea de a găsi viață pe Marte, și lucrează într-o echipă care folosește acel rover aterizat, sau nu știu cum s-ar numi, amarțiat, nu? Pe planeta acum câțiva ani, unde face măsurători pentru a căuta viață pe Marte. Au urmat așadar multe expediții de cercetare la peștera mobilă, iar transportul echipamentului de speologie verticală, a celui de scufundare sau de microbiologie devenise o adevărată problemă. Așa că la Mangalia a fost creat laboratorul grupului de explorări subacvatice și speologice. Misiunea acestuia a fost clară de la bun început. Am hotărât atunci să construim o mică clădire, așa ne-am gândit inițial, în care să putem lăsa tot acest echipament și să nu trebuiască să-l cărăm de fiecare dată la București și înapoi. Și la începutul anilor 90 am început să ne interesăm în dreapta, în stânga, am obținut aprobarea din partea primăriei orașului Mangalia să construim laboratorul în locul acesta. Ei au fost foarte amabili și ne-au ajutat foarte mult cu asta și după aceea am reușit să obținem sponsorizări de la diverse firme care ne-au dat materiale sau bani cu care am construit clădirea. Și de la o clădire mică, așa cum era planul inițial, am reușit să facem o clădire în care să putem avea un loc unde avem echipamentul, o sală în care facem prezentări pentru elevi, studenți, și o mică parte a clădirii în care putem să și petrecem noaptea și respectiv să gătim câte ceva pentru micul dejun. Obiectivul principal pentru care am construit laboratorul și îl folosim în continuare este studiul ecosistemului din peștera mobilă. Laboratorul este de fapt o stație de teren pentru cercetătorii de la GES, locul unde de-a lungul timpului au fost aduse aici probe de la mobilă. Există faună acvatică și faună terestră. Și la acvatice și la terestre există specii mai puțin evoluate și mai evoluate. Dintre cele mai puțin evoluate avem de-a face cu viermi, lipitori. Cele mai evoluate sunt crustacee, insecte, păianjeni, pseudoscorpioni.
Miriapode, cam astea ar fi așa câteva exemple. Fiind toate specii noi, nu avem nicio specie în peștera Mobilei care să existe și la suprafață. Ele sunt noi, endemice pentru acest ecosistem, nu se găsesc decât aici în lume. Și așa din câteva care ar fi mai spectaculoase, lipitoarea este una dintre, ca să zic așa, vedetele peșterii. Este lungă de 7, 8 până la 10 cm și e singura lipitoare din lume adaptată la viață de peștere. E complet oarbă, n-are pigment în corp, la suprafață. Un alt star este scorpionul de apă sau nepa, care o găsim în bălți la suprafață și vânează puie de pește sau larve. Aici este singura specie de nepa complet oarbă, adaptată perfect la viața subteran. Și în sfârșit, sunt vreo 4 specii de păianjeni, izopode și așa mai departe. Oriunde te uiți în peșteră, găsești câte un animal care fuge în dreapta, în stânga și trebuie mare grijă să nu decimezi populația în momentul în care te duci acolo ca să faci observații sau măsurători. Aici avem niște viermi plați, cunoscuți și ca planarii, și care există în peștera Mobilei. Avem și la suprafață specii similare, dar astea din peșteră sunt complet albi, depigmentați, nu au ochi, exact ca orice alt animal de peșteră. Iar în tubul ăsta este un miriapod, predătorul de vârf în ecosistemul terestru. Asemenea cu păianjenii, pseudoscorpionii și alte câteva specii care sunt și ele prădători, câțiva gândaci care trăiesc acolo, din familia Carabide. La fel și el este orb, depigmentat, adaptat la mediul subteran. Pentru comparație, vedeți aici un exemplar de peșteră și un miriapod de suprafață, care este foarte bine pigmentat, negru la culoare, pe spinare, și se vede destul de bine diferența între exemplarul de suprafață și cel de subteran aici. Ultima misiune a cercetătorilor de la GES la peștera de la Mobile a vizat partea de microbiologie. În momentul de față încercăm să finalizăm descrierea unor specii noi care sunt prezente în peșteră sau nu numai în peșteră, ci și în subteranul zonei Mangalia, acolo unde avem ape sulfuroase. Avem 35 de specii noi pentru știință în această peșteră și câteva dintre ele n-au fost încă descrise. Specialiștii au materialul și lucrează la descrierea lor. Mai e nevoie de material, deci de fiecare dată când intrăm în peșteră încercăm să vedem dacă mai putem găsi un păianjen. Avem, de exemplu, dintr-una din specii 3 femele. Vrei să ai și un mascul ca să poți face descrierea și îl căutăm de fiecare dată. În 26 de ani n-am reușit să-l găsim încă. Sperăm de fiecare dată că o să venim cu un mascul atunci când ne întoarcem de la peșteră. Se fac cercetări de microbiologie ca să înțelegem ce specii de microbi există acolo și mai ales cum acționează acești microbi. Unii oxidează sulf, alții oxidează metan. Sunt bacterii care sunt implicate în ciclu azotului și așa mai departe. Este un ecosistem extrem de complex, probabil că sunt mii de specii de bacterii și microbiologia nu este o chestie foarte spectaculoasă, e o muncă ce necesită foarte mult timp, foarte mulți bani, foarte mult echipament. Din fericire, în țară se pot face la ora actuală și analize moleculare, colegii folosesc ceea ce se numesc uneltele moleculare, așa în jargonul nostru, cu care reușesc să spună ce specii sunt prezente în peșteră. Dacă pe bacterii studiile sunt destul de avansate și rezultatele sunt multe bune și publicate deja, partea de bacterii, de
ciuperci, de pungi, încă nu e așa bine știută care e situația. Și eu astăzi asta o să fac, o să iau probe de biofilm microbian, pe de o parte pentru studii de microbiologie bacterii și pe de altă parte pentru microbiologie pungi. Astfel, de la laboratorul din Mangalia, echipa GES pornește din nou spre peștera mobilă. Intrarea este dificilă de fiecare dată. Coborâm pe galeria asta până la un lac mic, cu apă sulfuroasă. Aici intrăm în lac, ne echipăm în costum de scafandru și explorarea în continuare se face pe sub apă până ajungem la niște camere pe care le numim clopote de aer. Sunt niște camere mici în care suntem în picioare, în apă, cam până la brâu, iar deasupra noastră este cam un metru de spațiu liber. Pe pereții acestor clopote de aer există fauna foarte interesantă de movile, iar pe suprafața apei există o poșghiță microbiană, ca un biofilm, știu eu, ca o poșghiță subțire, seamănă cu cea care se formează atunci când fierb laptele, care plutește pe suprafața apei. De data asta însă sunt bacterii sulfoxidante, ele sunt cele care produc hrana pentru toate viețuitoarele care există în peșteră. Pregătirile au început cu câteva ore înainte, așa că la ora stabilită echipamentul este urcat în mașini. Coarda, echipamentul de verticală, cască, suntem echipați, da? Da. Pe platoul în subteranul căruia se află comoara de la movile, lucrurile par neschimbate. Natura are grijă să încadreze poarta de beton a peșterii. Echipa GES este familiarizată cu locul. Prima a fost în 1996 și eram surexcitată de aventura care mi se deschidea în față. Deci să vizitez peștera era ceva ce îmi doream de foarte mult timp. Mi-o imaginam într-un anumit fel din poveștile mentorilor, Șerban, Cristi, ceilalți băieți de AGES. Și, da, prima, mi-aduc aminte că am fost uimită de cât de lipsite de viață sunt galeriile până la sala lacului, unde mișunau tot felul de animale nevertebrate. Deci, începe descărcarea echipamentului și echiparea. Hainele și încălțările sunt schimbate pentru a nu aduce în interiorul peșterii elemente noi ce ar putea conduce la schimbări în cadrul ecosistemului. Intrarea în peșteră este foarte bine pregătită. Cercetătorii sunt echipați cu harnașamente și alte unelte speciale. Imediat apoi urmează o ultimă recapitulare a ceea ce se va întâmpla în subteran. Deci, gata, toată lumea pregătită. Bun, deci am să intru eu înainte, merg până pe platforma de la minus 3 metri și o să-mi dați bagajele și după aceea continuăm de acolo, instalăm coarda și continuăm. Okay? Înăuntrul peșterii de 26 de ani, din momentul primei intrări, ecosistemul nu a suferit nicio schimbare. Peștera de la Movila a fost prima și rămâne în continuare cea mai interesantă din lume, prin bogăția de specii și prin numărul de indivizi care există în peșteră, și mai ales prin faptul că este izolată de suprafață, n-a avut niciodată o deschidere naturală spre suprafață, ea a fost descoperită în momentul în care acest puț a interceptat peștera. Dacă ar fi fost săpat aici, adică la un metru distanță de locul unde el a fost săpat, n-am fi găsit niciodată peștera respectivă. Peștera Movile are o valoare inestimabilă pentru ceea ce înseamnă cercetare și știință. Avem multe domenii în care sunt foarte multe lucruri încă de făcut. În domeniul microbiologiei, în domeniul geologiei, în domeniul hidrogeologiei, avem încă extrem de multe lucruri pe care le putem studia și care merită studiate și sperăm că în viitor colegii care se ocupă de domeniile astea vor reuși să facă efortul de a afla mai multe despre peșteră. În fiecare an apar articole științifice noi, publicate, de cele mai multe ori în colaborare cu colegi din străinătate, și cumva treaba merge înainte și, după părerea mea, nu cred că există un sfârșit al acestei activități în viitorul apropiat.
Se pare însă că oamenii nu conștientizează importanța ei pentru sectorul științific. În Guana, după câștigarea unui leu, nu de puține ori peștera a fost ținta căutătorilor de fier vechi. În momentul de față, peștera mobilă este în custodia GES. Peștera nu este deschisă pentru turism, nu va fi niciodată deschisă pentru vizitare, iar pentru protecția ei există această poartă de beton pe care am construit-o pentru a evita intrarea persoanelor care ar putea să deranjeze ecosistemul sau să producă pagube din punct de vedere științific. Din păcate, în 87, colegul Cristian Lascu a avut un interviu la radio și a spus că peștera conține o comoară științifică. Rezultatul a fost ca localnicii de aici, din Mangalia, să vină cu rănci, cu sape, cu târnăcoape și să spargă prima poartă pentru a recupera comoara. Partea științifică nu interesa foarte tare, dar măcar comoara s-o ia. S-au lămurit foarte repede că a doua poartă, aflată la minus 3 metri aici, a fost bine construită și foarte solidă, n-au putut o sparge și atunci au renunțat. Dar în continuare am construit o altă poartă, am întărit-o pe aceea și foarte recent a fost iarăși un efort de a distruge poarta pentru recuperare de fier vechi. Din păcate, nu există mult fier vechi aici, sau din fericire nu există mult fier vechi și până la urmă eforturile lor s-au încheiat. Autoritățile locale ne-au sprijinit foarte mult, primăria orașului Mangalia, și este un efort în continuare de a o proteja. Este foarte important, dar e păcat că nu se poate vizita. Ea trebuie conservată, trebuie protejată și le dăm tot concursul celor care se ocupă de acest proiect. La ora actuală avem câteva alte peșteri care funcționează la fel prin fenomenul de chemosinteză. Hrana ecosistemului este produsă în peșteră de bacterii sulfoxidante sau metanoxidante. Și avem peșteri de felul acesta în Italia, în Grecia, în Israel, în Mexic, și toate sunt studiate de echipe de specialiști care vor să înțeleagă cum funcționează ecosistemul în aceste peșteri. Nu trebuie uitat faptul că peștera mobilă a fost primul ecosistem descoperit ca funcționând pe baza chemosintezei. Rămâne în continuare un ecosistem unic în ceea ce privește anumite aspecte. Recent a apărut descrierea a două specii de microbi care sunt noi pentru știință, care au fost descoperite aici, în peștera de la mobilă. Un ecosistem ce are nevoie de protecție. Este posibilă viața fără soare? Se pare că da, iar peștera mobilă o demonstrează. Sunt Iulian Olaru, iar până data viitoare, numai bine, Constanța!